Nemulțumiri în rândul minerilor de la exploatarea huilei Vulcan. Angajații din schimbul 2 ai minei Vulcan au refuzat să intre în subteran din cauza schimbărilor care au avut loc la unitatea minieră. Proaspăt demisul director, Aurelian Enache, a fost numit inginer șef SSM în locul lui Simion Hanganu. După cum știți, astăzi au fost date deciziile de schimbare a directorului de la exploatarea huilei Vulcan. Eu sunt numit director. În urma schimbărilor, fostul director, inginerul Enache Aurelian, a fost numit, prin decizia directorului general, inginer șef securitate minieră, în locul domnului Hanganu. Domnul Hanganu are o reputație foarte bună la mina Vulcan, e șeful stației de salvare, a avut multe acțiuni prin care oamenii au o legătură bună, sufletească cu el și e un foarte bun profesionist. Oamenii sunt frustrați pentru schimbarea asta, spun că dacă directorul a fost schimbat din anumite motive, de ce să ia funcția unui profesionist și să găsească o altă soluție? Am discutat cu ei, cu sindicatul, le-am spus că mâine vom avea o întâlnire cu conducerea SNH-ului și vom încerca să ținem cont și de părerea sindicatului. Deocamdată trebuie să respectăm deciziile directorului general, probabil a avut anumite motive pentru aceste numiri. Deci tensiunile sunt ameliorate temporar, să spun așa. Sper că definitiv, dar dacă luni vom găsi o soluție rezonabilă să fie toată lumea mulțumită, nu cred că vor fi probleme. În ceea ce privește schimbarea de cadre, directorul nu știe pe ce criterii a fost realizată, însă acesta spune că Hanganu a fost de acord cu schimbarea. Asta nu pot să știu. Din câte știu eu, nu știu ce să spun. Fiecare în timpul liber face ce vrea, politică, alții fac sport. În situația actuală, domnul Hanganu este șef sector aeraj, deocamdată. Și să vedem dacă lucrurile rămân așa. Din câte știu, decizia companiei e luată, dânsul a fost de acord cu domnul Hanganu, a semnat și dânsul că este de acord. Să vedem pe mai departe ce se va întâmpla. În cele din urmă, minerii au renunțat la protest și au reluat lucrul. Rosmen Teniuc este noul director al unității miniere din Vulcan. Începând de astăzi, acesta a preluat locul lui Aurelian Enache, care ulterior a fost numit șef SSM în locul lui Simion Hanganu.